Eu deci ține acurat pe, da? Da. Istorie veci. Ce, un amănunt nesemnificativ absolut. Acesta. Absolut. Păi era cu ținea cu muncitorii, normal, cu clasa muncitorii. Despre meciul Argeș-Cufarău, să vedem repede golul lui Arias, care l-a făcut pe Gică Hagi să aibă mai apoi, o să vedeți, o declarație tare la adresa arbitrajului. Faza e așa, Arias e în offside, dar mingea este atinsă în drumul ei către el de un apărător, nu știu cine, al celor de la FAR. Arbitrul de linie ridică, dar ridică fanionul. Nu-i nimic. Arbitrul de centru a lăsat. Da. Pentru că la fel a considerat ca la, la Mbappé că apărătorul a încercat să joace mingea. Aici e offside, păi apărătorul încearcă să joace mingea. Apărătorul încearcă să joace mingea. Să joace e corect mingea. Golul? E corect. Din punctul meu de vedere, adică conform regulamentului. Da. Pentru că trebuie să lași faza și... E mai corect decât al lui Mbappé. Da, acolo a fost, aici, da, parcă... Adică aici putem să bănuim nimic altceva. Da, da. Hai să ajutăm pe Gică Hagi după ce a văzut cel probabil în reluarea această fază, dar nu e de acord cu decizia arbitrilor. Știți că eu când nu câștig... Sunt puțin, văd minusurile care au fost, dar cred că în seara asta, după masa asta, meritam mult mai mult. Așa cum a mers jocul, cu ocaziile care am avut și toate, cred eu că meritam victoria. A fost un moment delicat la primul gol marcat de Argeș, la acea fază a offside-ului? Eu vreau să vorbesc de echipa mea, merita mai mult. Restul las pe ceilalți să vorbească ce e. Pentru mine a fost offside clar. Îmi permis pe final să te întreb și de declarațiile lui Mirela Doi legat de echipa națională? Nu, nu vorbesc, nu, mulțumesc. Pentru că s-a creat într-adevăr un... Nu. S-a vorbit enorm de mult, așa că ce mai rost are. Dacă să rămână sau nu pentru bară. Mulțumesc. O seară bună. Mulțumim și noi, seară bună. Mulțumim și noi. Offside clar anulat de Larie. Da. Ce se întâmplă cu FAR? Care începuse atât de bine, că ne entuziasmase pe toți. De Noier face... La ambele... În care... Da, și Larie chiar la primul gol, adică acolo trebuia să respingă, nu? Că e greșeala lui. Ei, în general, conduc ostilitățile în teren, da? E echipa care are posesie, o plimbă destul de bine, ajunge la poarta adversă, însă echipele adverse îi surprind pe contraatac. Așa s-a întâmplat și astăzi, au fost și greșelile în apărare. Bun, dar și înainte controlau și reușeau să dea goluri, adică nu mai apucau să înainte se aveau, pe contraatac. Da, creau ocazii mai multe și marcau goluri parcă mai multe. Parcă i s-a luat ceva, o putere, o forță echipe asta față de început. Eu cred că și e o problemă la mijlocași care nu mai sunt la fel cum erau înainte și mă refer aici la un Ciobanu care a scăzut mult în randament, da? Pentru că el era un jucător care șuta foarte bine la poartă, a scris golurile la distanță, dădea pase filtrante, acum e într-o scădere și ceilalți la fel. Bun, o să ne oprim aici, mergem la meciul Inter Rapid și CFR, ne reîntâlnim la pauză și la final când vom vorbi și despre această partidă și despre alte subiecte.